zi de iad în București după ce sindicaliștii de la metrou s-au blocat în subteran. Căla un semn a paralizat toată circulația în oraș, iar sute de mii de călători au căutat înnebuniți o soluție. După o săptămână în care ar fi refuzat internarea, Cornelia Catanga a murit astăzi la Spitalul Universitar din cauza COVID-19. Când au preluat-o medicii, era în stare critică. Iar noile măsuri impuse de autorități pentru limitarea răspândirii coronavirusului vor intra în vigoare de duminică. Restricțiile diferă în funcție de scenariul în care se află fiecare localitate în parte. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri! Câteva sute de angajați de la metro au reușit astăzi să semene haos în capitala României. Au încuiat stațiile, s-au blocat în subteran și, în plin scenariu roșu cu rata infectărilor în creștere, au forțat sute de mii de călători să se descurce pe cont propriu. Din această cauză, Bucureștiul s-a confruntat cu o criză fără precedent. Disperați, cei care trebuiau să ajungă de urgență la serviciu s-au năpustit în celelalte mijloace de transport, mult prea puțin în fața unui asemenea val. Premierul și ministrul transporturilor cataloghează cele întâmplate la metrou drept o acțiune ilegală. Sunt deschise și două anchete penale în acest caz. Sunt angajații Metrorex în grevă, nu circulă nimic, nu nimic. În vreme ce oamenii ajunși la gurile de metrou aflau cu stupoare la fața locului că nu au cum să intre în subteran pentru că e grevă spontană, sute de lucrători de la Metrorex ocupaseră șinele și peroanele și scandau împotriva conducerii companiei. Cum așa, doamne, venim și nu știm, nu avem ce informații, cum e normal să facă așa ceva? Mi se pare normal? La scurt timp s-a declanșat haosul la suprafață. Grăbiți și fără prea multe soluții, cei mai mulți au căutat repede cea mai apropiată stație de autobuz. Călătorii care obișnuiau să ia metroul, adică în jur de 500 de mii într-o zi obișnuită, au avut nevoie de urgență de o soluție. Așa că au călătorit îngrămădiți unii în alții într-o capitală aflată în scenariul roșu din cauza îmbolnăvirilor tot mai dese. Astăzi trebuia să ajung la recuperare în centru vechi și singurul. Cel mai rapid mijloc de transport era metrou, de la Eroii Revoluției către Unirii. Și bineînțeles că a trebuit să stau la tramvai, vin, întârzie. Suntem la stația de metrou Piața Unirii 1, este locul unde în subteran a pornit această grevă spontană în care sunt implicați sute de lucrători de la Metrorex. În lipsa metroului, bucureștenii au fost nevoiți să apeleze la mijloacele de transport în comun de suprafață, însă în multe zone din capitală, autobuzele, troleibuzele sau tramvaiele s-au dovedit a fi prea puține pentru a prelua toți călătorii care în mod normal foloseau rețeaua de metrou. Iar șoferii au luat-o pe străduțe ca să scape de aglomerația de pe arterele principale, unde nici polițiștii de circulație nu puteau face mare lucru ca să elibereze intersecțiile. Între timp, în subteran, protestatarii cereau promisiuni ferme din partea conducerii Metrorex ca să degajeze liniile de metrou. Se fac disponibilizări de personal la toate secțiile din metrou, s-a solicitat reducerea salariilor cu 25%, în metrou este o lipsă totală de dialog social cu organele competente, nu are legătură cu spațiile comerciale din metrou. Premierul Florin Câțu a catalogat protestul drept o acțiune ilegală, iar ministrul transporturilor le-a cerut forțelor de ordine să intervină pentru ca circulația metrourilor să fie reluată. Oficialul susține că nu a fost nimeni concediat, iar salariile nu au fost reduse. Spune însă că protestul a pornit după ce ieri a trimis o somație de eliberare a spațiilor comerciale din subteran pentru care sindicaliștii încasează chirie în mod ilegal, spune Cătălin Drulă. Statul nu va ceda niciun milimetru în fața mafiei. Pentru că despre asta este vorba, despre o grupare care se comportă mafiot și atunci când interesele îi sunt atinse, recurge la șantaj. Liderul de cartel, Ion Rădoi, a decis că bucureștenii nu contează. A decis că singurul lucru care trebuie să conteze sunt banii firmei pe care o controlează.
și spun foarte clar, Rădoi, s-a terminat ceea ce ai făcut zeci de ani, nu mai merge. În plus, ministrul a depus o plângere penală la DNA împotriva celor care au blocat metroul. Îi acuză de zădărnicirea combaterii bolilor din moment ce călătorii au fost nevoiți să se înghesuie în autobuze și tramvaie, dar și de abuz în serviciu, șantaj și trafic de influență. În replică, reprezentanții sindicatului liber din metrou spun că nu au fost luați în seamă atunci când au vrut să discute despre problemele metroului și îi acuză pe ministrul transporturilor și pe directorul Metrorex că au pus în pericol viețile călătorilor. Poliția face deja verificări și a dat amenzi de 125.000 de lei protestatarilor pentru încălcarea regulilor de protecție sanitară. Precizez faptul că la acest moment colegii mei analizează situația din punct de vedere al legislației, iar în situația în care se va impune întocmirea unui dosar penal, acesta va fi întocmit și vă vom comunica acest aspect de îndată. La ora prânzului, la sediul prefecturii, cu o dubă a jandarmeriei, câțiva reprezentanți ai angajaților au ajuns la discuții cu prefectul și directorul Metrorex. După 4 ore de discuții, reprezentanții protestatarilor au anunțat că vor suspenda greva, iar de mâine va fi reluată circulația metroului. Între timp, vor fi negocieri. Cornelia Catanga, renumită artistă de muzică lăutărească, a murit în această dimineață la Spitalul Universitar din Capitală. Medicii au diagnosticat-o cu COVID-19 și au descoperit mult prea târziu că avea plămânii grav afectați. Ar fi prezentat simptome specifice coronavirusului cu o săptămână în urmă, însă s-a tratat acasă. Specialiștii trag din nou un semnal de alarmă și spun că este esențial să cerem ajutor de la primele semne ale bolii. În acest moment sunt 1364 de pacienți la terapie intensivă, iar de ieri până astăzi au murit încă 116 oameni. În vârstă de 63 de ani, cunoscuta interpretă de muzică lăutărească a ajuns în jurul orei 5 la Spitalul Universitar din Capitală. Familia, potrivit unor membri îndurerați cu care am stat de vorbă, a încercat în prima fază să o ducă pe Cornelia Catanga la un spital privat, însă nu au găsit acolo un loc liber, așa că au sunat la 112. Cântăreața a fost preluată de o ambulanță în jurul orei 2 azi noapte și dusă la Spitalul Universitar din Capitală. Aici însă a făcut stop cardiorespirator, iar medicii nu au reușit să o salveze. Cu doamna doctoră de la salvare și mi-a spus că trebuie să ia de la, la spital, că nu poate să respire. Atât. Și când a ajuns tata la spital, au ieșit afară și au spus că a resuscitat-o de 2 ori. Și pe urmă a spus că a murit și într-un final că ar fi avut COVID. Apropiații familiei spun că medicii ar fi constatat că avea plămânii afectați în proporție de 90%. Se știe că artista suferea și de alte afecțiuni. În vara lui 2019 a suferit un stop cardiorespirator și avea montat un stent la inimă. Avea și probleme destul de grave cu vederea. Rudele ei spun că interpreta a început să aibă simptomele unei răceli în urmă cu 10 zile. Febră și dureri de cap, însă se trata acasă. Starea ei s-a agravat în ultimele zile, iar când a ajuns la spital era deja prea târziu. Artiștii au făcut front comun și vor ajuta familia îndurerată în mormântarea. Nu se știe exact în ce condiții se va face. Eu sunt împetrită de durere, o femeie cu un suflet curat, un om deosebit, un om care iubea pe toată lumea. Era atât de iubită de public, toată lumea zicea, a venit regina muzicii lăutărești. A cântat atât de mult și cânta mult. Și îi spunea mereu, Cornelia, cântă, ai cântat o oră și un sfert. Oprește-te să oprești, să cânti mai puțin, pentru că te obosești pe rău, pentru că noi știm că a avut și o, a avut operație la inimă. România astăzi a sărăcit, dintr-un anumit punct de vedere, artistic, cultural, și mai ales pe zona autentică a muzicii lăutărești. Doamna Catanga a fost, este și va rămâne o voce inconfundabilă și o artistă, zic eu, a poporului. Noile restricții stabilite de guvern pentru a reduce numărul de îmbolnăviri vor intra în vigoare abia de duminică. Sunt peste 230 de localități în care magazinele, dar și toate unitățile care oferă servicii pentru public, se vor închide mai devreme. Autoritățile cresc intervalul orar în care nu vom mai avea voie să ieșim din case. Măsurile se aplică diferit de la localitate la localitate, în funcție de rata de îmbolnăvire la 1000 de locuitori. Cosmin Stan ne explică.
Bun găsit! Noile restricții sunt menite să limiteze și mai mult deplasările. Astfel, în orice localitate unde rata de infectare pe ultimele 14 zile calculată de Direcția de Sănătate Publică ajunge la 4 la 1000 de locuitori, dar este mai mică de 7,5, se interzic deplasările după ora 20 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Potrivit incidenței de astăzi, sunt peste 230 de localități în această situație, printre care și 16 orașe mari, precum Arad, Oradea, Craiova, Constanța sau București. Tot în weekend în aceste localități se suspendă de la ora 18 activitatea tuturor operatorilor economici care desfășoară activități de comerț sau prestări servicii în spații închise sau deschise, publice sau private. Vorbim de absolut orice agent economic care are activitate cu public, de la magazine sau saloane de înfrumusețare până la vulcanizări sau chiar spălătorii auto. În plus, la această rată de infectare se suspendă și activitatea tuturor sălilor de sport. Toate aceste restricții se ridică automat în momentul în care rata de infectare scade până la o valoare mai mică sau egală cu 3,5. În cazul localităților a căror rată de infectare ajunge la 7,5 sau peste, atunci restricțiile de weekend se aplică toată săptămâna, adică sunt interzise deplasările după ora 20 fără un motiv esențial, indiferent de ziua săptămânii, iar activitățile economice se închid toate la ora 18, la fel, indiferent de zi. Sunt 56 de localități care au o asemenea rată de infectare. Printre ele, cel mai mare oraș este Timișoara, dar avem și aproape toate localitățile din jurul Bucureștiului. Atenție, indiferent de rata de infectare, rămân deschise în continuare benzinăriile și farmaciile non-stop. Și, de asemenea, chiar dacă magazinele se vor închide, serviciile de livrări la domiciliu pot fi păstrate fără limită de oră. Restricțiile acestea se ridică automat când rata de infectare scade la 7, caz în care interdicțiile vor fi active doar în weekend. În localitățile cu o incidență mai mică de 3,5 la 1000 rămân valabile restricțiile de circulație de până acum, adică sunt interzise deplasările, dar după ora 22. Este important de precizat faptul că prin noile măsuri nu sunt impuse restricții de deplasare dintr-o localitate în alta, decât dacă aceste localități sunt formal în carantină. Deplasările sunt însă permise în afara intervalului orar stipulat de lege doar pentru motive esențiale. În acest caz aveți obligația de a completa această declarație pe proprie răspundere, pe care o puteți descărca de pe site-ul guvernamental știrioficiale.ro, pe coloana din partea dreaptă. În această declarație trebuie să bifați unul dintre următoarele motive. Deplasare în interes de serviciu, în interes medical, inclusiv pentru vaccinare sau achiziția de medicamente, îngrijirea, însoțirea copilului sau a persoanelor vârstnice sau bolnave sau deces al unui membru al familiei. Dacă nu puteți dovedi motivul esențial al ieșirii din casă la o oră cu restricții, atunci riscați amenzi cuprinse între 500 și 2500 de lei. În funcție de gravitatea situației, riscați și dosar penal pentru fals, dacă se constată că ați mințit în declarația pe propria răspundere, sau chiar puteți fi pus sub urmărire penală pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Anul acesta miei vor fi mari și grăsuți, pentru că Paștele pică abia la început de mai. La cântar o să tragă mai greu și prețurile. Deja ciobanii cer mai mulți bani. De ce și la ce să vă așteptați, aflați în câteva momente. Guvernul anunță o măsură nouă pentru românii cu venituri modeste. Aceștia vor putea primi un supliment pentru energie pe tot parcursul anului, care se va scădea din facturi pe lângă ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat doar iarna. 400.000 de persoane, estimează guvernul, vor beneficia de suplimentul pentru energie și de ajutorul pentru încălzire. Primul este nou și se acordă tot anul. Beneficiarii vor primi 30 de lei pentru consumul de energie electrică, 10 lei pentru gaze naturale, 10 lei pentru energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi și petrolieri. Sume care pot fi cumulate, dar nu trebuie să depășească valoarea consumului. În cazul în care singura sursă este energia electrică, se acordă 50 de lei. La fel ca la ajutorul de încălzire acordat doar iarna, pot primi acest supliment cei care au veniturile maxime de 810 lei de persoană, în cazul unei familii, sau 1445 de lei în cazul unei persoane singure. În ceea ce privește ajutorul pentru încălzire acordat iarna, în funcție de venitul pe care îl au, beneficiarii primesc între 10% sau 100% din suma maximă anunțată, adică 200
350 de lei pentru gaze naturale, 500 de lei pentru energie electrică, 80 de lei pentru lemne, cărbuni sau motorină, iar pentru energie termică, valoarea maximă e dată de prețul local al gigacaloriei. La fel ca în cazul ajutorului de încălzire, pentru a primi suplimentul pentru energie, doritorii trebuie să facă o cerere la primărie, după care se calculează valoarea ajutorului și se transmite apoi la furnizorii pentru a fi scăzut din factură. Excepție fac banii acordați pentru lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, care se dau în mână. Legea va intra în vigoare anul viitor. Medicii noștri sunt tot mai epuizați și abia mai fac față numărului mare de bolnavi cu COVID. În aceste condiții, cei din Ministerul Sănătății vin cu un plan. Îngrijirea pacienților cu SARS-CoV-2 se poate face și de către personalul medical care are alte specializări decât ATI, infecțioase sau pneumologie. Practic au fost stabilite normele care le dau posibilitatea acestor angajați din sănătate să-și ajute colegii, așa cum s-a întâmplat și până acum, însă fără a trăi cu teama că pot fi acuzați de malpraxis. Această practică este întâlnită peste tot în Europa. Această femeie abia a ocupat unul din cele două paturi libere de terapie intensivă în spitalul Rol 2. Medicii îi spun că în următoarea perioadă va fi nevoită să poarte o cască. În felul acesta o să respire mai bine. În apropiere, după o săptămână, un bărbat tocmai a fost detubat. Însă, din cei 22 de bolnavi internați aici, 16 sunt intubați și ventilați mecanic. Îngrijirea unui astfel de pacient poate dura săptămâni întregi. După un an de muncă aproape continuă, epuizați și încărcați cu dramele pe care le văd zilnic, medicii nu se plâng, dar au nevoie de sprijin. Aș vrea să-i văd pe toți cum s-ar descurca să muncească aici, în condițiile în care sunt numai pacienți critici. Numai pacienți critici, în care orice manevră implică una, două, trei, cinci, șase persoane. O supra-solicitare fizică, psihică, facem tot ce putem, cât putem de bine, în limitele noastre omenești. Acum, în secțiile de terapie intensivă sunt internate 1.364 de persoane, dar epuizați sunt și medicii care îi îngrijesc pe ceilalți peste 11.000 de bolnavi infectați cu SARS-CoV-2 și internați în alte secții. În toată țara este nevoie de personal medical care să-i ajute pe cei din terapie intensivă, pe pneumologi ori pe infecționiști. Ministerul Sănătății a stabilit normele prin care se va putea face corect acest lucru. Nu se va ajunge ca pacienții din terapie intensivă să fie intubați de medici din specialități medicale. La pacienții cu forme severe, partea de management și de decizie terapeutică va fi alocată medicului care are această competență, în speță, de exemplu, medic pneumolog sau medic de terapie intensivă, dar care la rândul lui va putea să fie ajutat de medici din alte specialități. Dacă va fi un pacient cu o urgență chirurgicală și infecție COVID, cu siguranță nu va putea un medic internist să meargă să proceseze o intervenție chirurgicală. Sunt secții care au aproape că sunt ținute exclusiv de medici rezidenți, asistente medicale care sunt aduse din secții de pediatrie și care au acum în grijă pacienți adulți, inclusiv la București. Avem spitale unde există tot echipamentul tehnic și lipsesc medici. Cu aceeași criză acută de personal medical dedicat bolnavilor cu COVID se confruntă toate țările. Vizitele bolnavilor se făceau de dimineață cu toată echipa și aici vorbim, de exemplu, de colegul cardiolog sau de colegul chirurg care mergea și făcea consultațiile pacienților împreună cu pneumologul, cu colegul din boli infecțioase, în funcție de cum erau distribuiți. Iar ulterior se distribuiau sarcinile. Cineva trebuia să facă partea de birocrație, cineva trebuia să facă partea de, să spunem, comunicare. Medicii și asistentele din linia întâi se confruntă cu fenomenul de burnout. Cei de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara tocmai au încheiat o evaluare în rândul personalului. Încercați să vedem dacă există epuizare profesională, adică burnout, dacă există stres perceput, dacă există anxietate, dacă există depresie, pentru că ele, între ele și corelează câteodată. Până în prezent am descoperit că da, pleci acasă și să spui că tot ce s-a întâmplat la spital ai lăsat la poarta spitalului. Este imposibil. Până acum, peste 926.000 de români au fost infectați cu SARS-CoV-2, iar 830.000 s-au vindecat. Ministerul Sănătății negociază cu reprezentanții farmaciilor pentru ca oamenii să poată să facă teste rapide în farmacii. Prețul va fi unul scăzut, spune ministrul. Este un pas important pentru a crește capacitatea de testare în masă și corectă, adică de către personal medical. Testele antigen se pot comercializa în continuare online.
Legumicultorii care produc ardei, castraveți, roșii, vinete și varză în sere sau solarii vor primi un ajutor de la stat de până la 2000 de euro pe 1000 de metri cultivați, a anunțat ministrul Agriculturii. Ei trebuie să facă dovada că au obținut o producție minimă și că au și vândut-o. Asociații cultivatorilor spun că banii ar fi de folos, dar că vin prea târziu pentru că lucrările pe 2021 au început deja. Aici avem 1500 de fire de castraveți, dar ținută la altă temperatură. Castravetii mai plăpând față de roșii și aici trebuie un pic mai izolați. Florin Sandu este unul dintre legumicultorii din Balta Doamnei, județul Prahova. Spune că orice ajutor venit din partea statului este important, pentru că la un solar cheltuielile sunt mari. 1000 de lei o mașină. Și cât va ajunge? O săptămână. Dar nici o săptămână. Păi cum e timpul ăsta așa de frumos de ninge, într-o săptămână e gata. Sămânța care o cumpărăm ne duce undeva la 3500 de fire, avem într-un solar din ăsta, undeva la 2500 de lei, 3000, numai răsadurile. După care instalația de picurare, folia termică, păi vin cu îngrășămintele, cu astea în jur la 5000 de lei. Schema de ajutor pentru legume în spații protejate înlocuiește practic programul Tomata și include pe lângă roșii, ardei grași sau lungi, castraveți, varză albă sau roșie și vinete. Eu nu pot să pun mai roșii, poate pui ardei, poate pui vânătă, poate pui salată. Ea ar fi, cum să zice, o gură de aer pentru oricine. Producătorii trebuie să obțină de pe suprafețele cultivate o cantitate minimă de produse și să demonstreze că au vândut-o cu factură. Bonul fiscal sau fila din carnetul de comercializare pot fi de asemenea folosite drept dovadă. Ministrul Agriculturii a anunțat că toți producătorii eligibili vor fi sprijiniți. Avem un plafon de 150 de milioane lei. Dacă valoarea alocată este depășită, practic cuantumul se reduce proporțional. Această sumă se repartizează la toți beneficiarii eligibili. Este implementat mult prea târziu. Deja producțiile s-au început pe 2021. Cum se va proceda? Când se vor ști sumele care vor fi alocate? Apia în momentul de față nici măcar nu are o situație. Varianta noastră ar fi fost cu vouchere pentru semințe, pentru îngrășăminte, pentru substanțe de fitosanitare. Fănel Pădurariu este un producător important, legumele lui au ajuns și în supermarketuri. Crede că ministerul ar trebui să-i acorde un ajutor mai mare decât celor care vând angro. Cine își vinde marfa ambalată, etichetată, sortată, să fie un preț, iar cine dorește să o vândă la un angrosist care la rândul lui o dă și el mai departe, să fie alt preț. Proiectul de hotărâre de guvern este în dezbatere publică. Ministrul a anunțat că fermierii vor fi verificați de comisii mixte, formate din reprezentanți APIA și ai direcțiilor agricole. Asta după ce, în cazul programului Tomata, au fost semnalate fraude. Sunt producători care ar fi încasat bani, dar nu ar fi cules nimic. Vom da mai mult anul acesta de Paște dacă vrem să mâncăm drob, stufat și ciorbă de miel. Față de 2020, crescătorii au adăugat 10-15%. Drept urmare, un kilogram de carne va ajunge în magazină cel puțin 30 de lei. Fermierii spun că sunt obligați să ridice prețurile din cauza scumpirii furajelor. Deocamdată nu se știe dacă și în acest an miei în viu sau sacrificați se vor putea vinde direct din ferme, așa cum s-a întâmplat anul trecut de Paște, când România era în stare de urgență. Crescătorii de ovine spun că din cauza secetei de anul trecut au cheltuit mai mult pe furaje. Acum vând miei vii cu 14-15 lei pe kilogram față de 11-12 lei în 2020. La această stână din Mureș s-au născut 800 de miei, alți 200 sunt pe drum. Animalele de munte sunt preferate pentru că vin din regiuni fără poluare. La 15 lei ar ieși, că și anul ăsta porumbul s-o mai... a fost mai scump ca anul trecut. Vasile Belegan are peste 1000 de oi în comuna Mihail Cogălniceanu, în județul Constanța. Mielul de Dobrogea este apreciat pentru gust și frăgezime. Anul trecut a fost 25 de lei kilogramul de miel carcasă, vorbim, și anul ăsta o să fie în jur la 30-32 de lei carcasă. Cumpără românii miel? Cumpără foarte mult. Se dau în jur la 3-400 de mii de aici din fermă. Deși țara noastră ocupă un loc fruntaș în topul crescătorilor de ovine din Europa, cu peste 10 milioane de animale, când vine vorba de consum, suntem codași. Mulți dau vina pe mirosul specific. Deși de Paște mâncăm cu poftă drobul, stufatul sau ciorba de miel. Și nu o ocolim când mergem în vacanță în Grecia sau Turcia, țări cu tradiție în mâncăruri pe bază de carne de oaie. De la Constanța, un bucătar turc ne învață cum să preparăm cotletele de berbecuț. Frigăruile din carne de berbecuț au bulion, ceapă, usturoi, ardei boia, piper negru, oregano și ulei. Marinăm în sos cel puțin o zi, apoi le punem pe grătar. Într-un gastrobar din București, gurmanzii găsesc carne de oaie tânără în musaca și pizza. Mâncărurile au succes printre clienți, după ce bucătarul a găsit rețeta câștigătoare.
Noi am ales să condimentăm carnea de oaie cu mentă, oregano, usturoi, cimbru, foi de dafin. Tocmai pentru a mai stompa un pic din aroma de carne de oaie, care noi, ca popor, nu suntem atât de obișnuiți, ușor și începem să educăm publicul în a servi și carne de oaie sau carne de miel. Sunt bucătari sau procesatori de carne care preferă carnea din Noua Zeelandă sau Australia, al cărei miros, spun ei, nu te duce cu gândul la oaie. În 2020, conform datelor de la Institutul Național de Statistică, am importat în jur de 600 de tone de carne de miel și oaie, în valoare totală de 3 milioane de euro. Pe de altă parte, România este campioană la exporturi, în special către țările arabe, cu tradiție în consumul de carne de oaie. Cifrele sunt impresionante. Anul trecut am trimis în străinătate peste 600 de tone de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, în valoare de 20 de milioane de euro. Dar cel mai mult exportăm animale vii. În 2018, 1 milion. Cele mai multe s-au dus în Iordania, Libia și Liban. Suma totală de 350 de milioane de euro ne-a clasat pe locul întâi în Europa la exportul de animale vii. Camelia Donțu, ProTV. Cel mai frumos castel de la noi va intra în sfârșit în reparații. Cine se ocupă de acest proiect și în ce condiții, aflați imediat. Cu sălile de spectacol închise, actorii au ieșit din nou în stradă. Mai bine spus, au protestat în fața Ministerului Culturii, unde au lăsat mai multe obiecte pe care le foloseau în mod normal în timpul reprezentațiilor. S-a întâmplat cu o zi înainte de Ziua Mondială a Teatrului, care va fi marcată anul acesta prin și mai multe piese online. Spectatorii virtuali câștigați sunt inclusiv dintre cei care înainte nu ajungeau să audă gongul din sală. Costume de scenă, măști, păpuși, creioane sau diplome de licență, obiecte folosite în spectacolele de teatru, toate au fost lăsate în semn de protest pe scările Ministerului Culturii. Mi-am lăsat genunchierele cu care am lucrat la câteva spectacole bune câțiva ani de zile, în ideea că nu e suficientă protecția asta, adică e nevoie de puțin sprijin și de ajutor. E complicat să supraviețuiești ca artist independent. Am lăsat 6 creioane pentru 6 dramaturgi tineri care se străduiesc foarte tare să scrie și să apară undeva și un inhalator dintr-un spectacol în care am jucat pe o temă foarte relevantă și foarte actuală. Printre cei peste 100 de actori independenți, regizori, scenariști sau scriitori s-au aflat Alexander Nanau, regizorul documentarului Colectiv, prima peliculă românească nominalizată la premiile Oscar, dar și Katia Pascariu, actrița din filmul lui Radu Jude, Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc, premiat cu Ursul de Aur. Frustrare, sigur, și la nivel profesional, când vezi că nu ești considerat esențial și, sigur, acum nu trebuie să începem să comparăm cine mai mult sau mai puțin esențial, dar e vorba de anumite reguli care se dau fără a se cunoaște domeniul. Ne cheamă să jucăm, dar nu ne pun la dispoziție vaccinuri. Ne zic că suntem șomeri, dar în același timp nu propun nimic pentru a sprijini lucrătorii culturali care termină. Oamenii se deprofesionalizează, adică în momentul în care ai un dansator care nu mai dansează, nu mai joacă, un actor care nu mai joacă în spectacole, după un an de zile este foarte greu să reiei spectacolul acela. Protestul, denumit Ziua Supraviețuirii, a avut loc cu o zi înainte de Ziua Mondială a Teatrului, marcată anul acesta printr-un eveniment unic. 33 de artiști vor urca sâmbătă seara de la ora 18 pe scena Teatrului Metropolis în spectacolul Puzzle. Banii obținuți din biletele vândute vor merge pentru construirea primului teatru independent din România, Grivița 53. Maia Morgenstern, Marius Manole, Rodica Mandache, Marian Râlea, Oana Pelea, sunt mult mai mulți, sunt 33, care vor aduce pe scenă câte un moment unic, un moment reprezentativ atât pentru ei, cât și pentru proiectul Grivița 53. Ceea ce ne leagă pe toți este cuvântul împreună, care este o atitudine. Spectacolul poate fi urmărit online, iar mai multe informații găsiți pe site-ul Grivița 53. În ultima perioadă, teatrul online înregistrează noi recorduri. La piesa de teatru Oscar și Tanti Roz, cu Marius Manole și Oana Pelea, au fost vândute peste 6200 de bilete. Publicul este din peste 80 de țări. Am aflat și noi cu surprindere chestiunea asta. Marea majoritate a românilor din diaspora care se uită sunt din Statele Unite, din Marea Britanie, Germania, Canada, dar avem și destinații, să zicem, mai exotice, cum ar fi Irak.
Deocamdată, cei din Ministerul Culturii le-au transmis artiștilor că lucrează la un set de norme pentru reluarea activității. De la 1 aprilie, toți bolnavii asigurați care au un tratament de urmat pot merge cu rețeta la orice farmacie din țară, fără a mai depinde de contractul pe care medicul care le-a prescris doctoriile îl are cu o casă de sănătate. Această măsură poate fi benefică inclusiv în cazul bolnavilor care ajung să fie internați în spitale din alte orașe decât cel în care au domiciliul. Hotărârea adoptată de guvern prevede o procedură simplă pentru farmacii care vor putea încheia contract cu o singură casă de sănătate, dar vor deservi toate tipurile de asigurați. Mai bine mai târziu decât niciodată, Castelul Peleș din Sinaia va intra în reparații. Institutul Național al Patrimoniului alocă 12 milioane de lei pentru reabilitarea teraselor aflate într-o stare avansată de degradare. Iar acesta este doar începutul, pentru că și acoperișul distrus pe alocuri reprezintă o urgență. Anunțul a fost făcut astăzi la castel, în prezența custodelui coroanei, în ziua în care se împlinesc 140 de ani de la proclamarea Regatului României. Zidurile crăpate, statuile pline de mușchi și mucegai și plasele metalice care îi protejează pe turiști de plăcile de ardezie care se desprind arată cât de fragil este în acest moment castelul. Am reușit, vorbind chiar despre aceste terase, să găsim în arhive fotografii, imagini de pe vremea când ele arătau cu totul și cu totul altfel. Avem documente și se va ține cont de ele. Pe de altă parte, acoperișul va fi reparat din bugetul alocat intervențiilor urgente de punere în siguranță. Primul obiectiv vizat este chiar Castelul Peleș, cu intervenții de urgență pentru acoperișuri, unde deja deteriorările sunt accentuate de mulți ani. Sigur, cheltuielile ulterioare vor fi făcute eșalonat, astfel încât să nu fie nici închis muzeul, să rămână, așa cum spunea și Maestatea sa Regele Mihai, deschis către public de-a pururi și să putem avea intervenții astfel încât să scoatem din pericol monumentul și să-l putem pune în valoare. În zilele următoare va demara procedura de achiziție publică pentru serviciile de proiectare, estimate la 700.000 de lei. Sunt unele probleme urgente, unde am încercat să intervenim exact prin programul dedicat urgențelor, dar și probleme de consolidare care necesită timp. Știți foarte bine că lucrările de restaurare sunt lucrări migăloase, cu proceduri destul de complexe și de aceea trebuie să lucrăm neîncetat. După împlinirea tuturor acestor restaurări, terase, acoperiș, Peleș, Pelișor și celelalte componente ale domeniului, vom avea totuși în continuare cel mai frumos castel din țară, într-o stare care să-i permită exploatarea turistică pe mai departe. Anunțul autorităților a fost făcut în prezența custodelui coroanei. Coroana, ca și societatea civilă și guvernarea, are datoria istorică de a duce mai departe idealurile fondatorilor statului român modern. Domeniul Peleș este administrat de statul român, care plătește casei regale o chirie de aproximativ 11.000 de euro pe lună, potrivit ultimelor informații făcute publice. Muzeul a adus însă venituri de peste 1 milion de euro, chiar și în pandemie. Comisia Europeană pune la bătaie 28 de miliarde de euro pentru proiecte internaționale de schimb de experiență în următorii 7 ani. Bugetul este dublu față de cel din 2014 și vine ca o gură de aer proaspăt pentru universitățile și organizațiile din România, nevoite să-și anuleze anul trecut în întregime deplasările din cauza pandemiei. Viitoarele proiecte vor demara începând din 1 mai și se vor concentra pe meșteșuguri, sport, dar și digitalizare. Vlad Roibu este printre puținii români care au reușit anul acesta să plece într-un proiect Erasmus. Este în Portugalia, alături de tineri din Spania și Serbia. Face voluntariat. Câțiva voluntari care suntem aici, stăm în aceeași casă. Fiecare s-a dus la o diferită asociație să lucreze ceva specific. De exemplu, o prietenă s-a dus să lucreze cu primăria la un proiect legat de biciclete. Alții s-au dus la un program despre la o asociație care lucrează cu refugiați și lucrează cu... Eu m-am dus pe graphic design. Andrei Petruș, în schimb, nu a fost la fel de norocos. Am vrut să mă duc să caut un proiect în timpul în care îmi permitea de la facultate, mai ales în vacanțe puteam să fac acest lucru.
Însă când am văzut că a venit pandemia, am fost foarte dezamăgit că n-am mai putut să accesez proiecte de genul, pentru că și proiectele se anulaseră între timp. Anul trecut, majoritatea ONG-urilor care organizau schimburi de experiență au fost nevoite să le anuleze. Puținele rămase au fost reprogramate ori trecute în online. Aveam proiecte care trebuiau să aibă loc în primăvară, aveam un proiect cu tineri pe care trebuia să aibă loc în Germania și tot așa încercăm să regândim spre sfârșitul anului, monitorizăm situația și încercăm să organizăm totul în online. Comisia Europeană alocă la fiecare 7 ani bani pentru proiectele de schimb de experiență pentru tinerii între 18 și 30 de ani. Anul acesta, bugetul este de 28 de miliarde de euro, dublu față de cel anterior. Banii pot fi luați atât de universități cât și de organizații non-profit. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca speră să atragă cât mai multe fonduri. Vom avea și o serie de alte inovări. Printre acestea sunt relațiile cu mediul economico-social, faptul că întreprinderile, ONG-urile, instituțiile vor putea participa la realizarea acestui program. Una dintre priorități automat a devenit dezvoltarea abilităților și a competențelor digitale în rândul tinerilor. Și atunci, chiar dacă noi vom merge în continuare pe mobilități față în față, care se vor realiza, vrem să includem și partea de online în fiecare mobilitate. În fiecare an, peste 10.000 de români beneficiau de programul Erasmus+. Liderii europeni susțin mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri anticovid produse în Uniune. Clar și răspicat, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că AstraZeneca trebuie să recupereze restanțele în livrările către UE înainte de a-și exporta dozele în altă parte. Țările membre ale Uniunii urmează să primească în total aproximativ 30 de milioane de doze de la AstraZeneca până la sfârșitul lui martie, cam o treime din câte erau așteptate. We have to and want to explain to our European citizens that they get their fair share. După summitul virtual de ieri, liderii Uniunii Europene au susținut în principiu ideea controalelor asupra exporturilor de vaccinuri anti-COVID fabricate în țările blocului comunitar. First of all, the company has to catch up, has to honor the contract it has with the European member states before it can engage again in exporting. And this is of course the case with AstraZeneca. Gata cu naivitatea Uniunii Europene, le-a spus președintele Macron reporterilor. La fin de la naïveté. Je soutiens les mécanismes de contrôle aux exportations mis en place par la Commission européenne. Je soutiens le fait que nous devons bloquer toutes les exportations qui seront faites aussi longtemps que des laboratoires ne respectent pas leurs engagements avec des Européens. Pentru startul poticnit și lentoarea campaniei de vaccinare în țările europene, Bruselul a dat vina pe companiile farmaceutice, mai ales AstraZeneca, pentru că nu au livrat toate dozele promise. Compania anglo-suedeză a recunoscut întârzierile, dar a susținut mereu că își onorează contractele. Pe de altă parte, în declarația finală a summitului se scoate în evidență importanța lanțurilor globale de aprovizionare pentru producerea vaccinurilor. Dozele de vaccin AstraZeneca, dar și Pfizer-BioNTech, precum și diferitele elemente din compoziția serurilor sunt fabricate în țări din Uniunea Europeană. It would be very damaging if countries started to pull up drawbridges and prevent vaccines, medicines or elements of them crossing international borders, and the UK strongly opposes that. Marea Britanie, mai apoi Organizația Mondială a Sănătății, au acuzat un așa numit naționalism după introducerea controalelor asupra vaccinurilor fabricate în țările comunitare. Ursula von der Leyen a ripostat argumentând că Uniunea Europeană este regiunea care exportă cele mai multe vaccinuri anticovid în toată lumea. 77 de milioane de doze în 33 de țări din decembrie și până acum, după cum anunța șefa Comisiei Europene pe Twitter. După o lungă așteptare, Joe Biden a ținut prima sa conferință de presă de la preluarea mandatului. A promis accelerarea vaccinării, investiții masive în infrastructură și noi tehnologii. Apoi a dezvăluit că are de gând să candideze și în 2024. De asemenea, președintele american și-a apărat politicile privind imigrația și s-a angajat să-i tragă la răspundere pe mari autocrații ai lumii, în principal pe liderii Chinei și Rusiei. We will, by my 100th day in office, have administered 200 million shots. People's arms. I know it's ambitious, twice our original goal, but no other country in the world has even come close.
Jurnaliștii au mutat însă rapid discuția către alt subiect ce riscă să devină o criză umanitară, economică și politică de proporții. De două luni, frontiera sudică a Statelor Unite este asaltată de imigranți ilegali. Numărul minorilor neînsoțiți a trecut de 15.000. Încă din primele sale ore de mandat, democratul Joe Biden s-a grăbit să semneze mai multe ordine executive care au anulat multe dintre politicile anti-imigrație ale lui Trump, mai ales întoarcerea din drum a minorilor neînsoțiți și construirea zidului la granița cu Mexicul. If an unaccompanied child ends up at the border, we're just going to let them starve to death and stay on the other side. No previous administration did that either, except Trump. I'm not going to do it. I make no apologies for that. I make no apologies for ending programs that did not exist before Trump became president, that have an incredibly negative impact on the law, international law, as well as on human dignity. Investițiile în țările de origine reprezintă cea mai bună cale de a opri fluxul migratoriu, insistă președintele american. It's not like somebody sitting on a hand-hewn table in Guatemala, in somewhere in Mexico or in Guadalupe saying, I got a great idea. Let's sell everything we have. Give it to a coyote. Have them take our kids across the border into a desert where they don't speak the language? Won't that be fun? Let's go. That's not how it happens. People don't want to leave. Un alt subiect major al conferinței de presă a fost relația încordată cu Beijingul. Doesn't have a democratic with a small d bone in his body, but he's a smart, smart guy. He's one of the guys like Putin who thinks that autocracy is the wave of the future. Democracy can't function in an ever complex world. Amintind că Beijingul investește de trei ori mai mult decât americanii în infrastructură, Joe Biden a promis că va asigura creșterea investițiilor în noi tehnologii promițătoare, precum calcul cuantic, inteligența artificială și biotehnologie. China has an overall goal, and I don't criticize them for the goal, but they have an overall goal to become the leading country in the world, the wealthiest country in the world, and the most powerful country in the world. That's not going to happen on my watch, because the United States is going to continue to grow and expand. Iar acum aflați povestea unei românce care deține una dintre cele mai înalte funcții la Facebook și lucrează direct cu Mark Zuckerberg. Munca este atât de apreciată în Statele Unite, încât până și Barack Obama i-a dat follow pe Twitter, nu pe Facebook. O cunoașteți mâine pe Loredana Crișan la emisiunea I Like IT de la ora 10. Loredana Crișan este la Facebook din 2016 și este vicepreședintele departamentului de design pentru Facebook Messenger. Româncei îi se datorează Rooms, facilitatea prin care putem purta convorbiri video cu până la 50 de persoane în același timp. A lucrat la acest proiect direct cu Mark Zuckerberg. Ne vedeam în fiecare zi și discutam toate aspectele legate de design și interfață. Este pasionat de produse și vrea să înțeleagă absolut orice și să contribuie și el. Este incredibil de deștept și înțelege toate aspectele relațiilor umane și cum să creezi conexiuni între oameni și să-i aduci împreună mai aproape. Sute de români lucrează în acest moment pentru Facebook. Pe cei din Londra i-am vizitat în 2019, înainte de pandemie. Acolo este și cea mai mare comunitate de români. Acum mai toți muncesc de acasă, așa că inclusiv peste ocean, sediul din Silicon Valley este de nerecunoscut. E într-adevăr pustiu și probabil trist. Mulți dintre, cam toți, vrem să ne întoarcem. Că este foarte diferit când lucrezi împreună, în persoană sau de acasă. De acasă am realizat și putem să facem, acum știm, însă nu se compară. Facebook a înregistrat în 2020 venituri nete de aproape 30 de miliarde de dolari. Este și acum cel mai de succes brand în social media. Au adus însă foarte multe schimbări platformelor pe care le dețin, dar inspirându-se de la alții. Messenger Rooms folosește rețeta Zoom. Pe Instagram au apărut Reels în încercarea de a nu pierde teren în fața succesului avut de TikTok. Iar acum, la fel ca toată planeta, stau cu ochii pe Clubhouse. Interviul cu Loredana Crișan va fi difuzat integral de la ora 10 la emisiunea I Like IT. Un tânăr american care a plecat cu scandal de la un serviciu auto din statul Georgia și a primit ultimul salariu de $915 în mărunțiș. Peste 90.000 de monede de un cent într-o roabă lăsată peste noapte în fața casei.
Răzbunarea fostului patron a fost și mai și. Monedele erau mânjite cu vaselină și ulei ars de motor. Pe Mulderul de mărunții și-a lăsat și un mesaj scris cu explicații și ceva urări care nu pot fi reproduse. Tânărul își petrece acum nopțile curățând treptat salariul primit în cenți ca să-l poată cheltui. Îi ia cam 2 ore să degreseze câteva sute de monede. Câinele nu este doar cel mai bun prieten al omului, ci poate fi chiar îngerul păzitor. Clover, o cățeluș în vârstă de un an din Canada, i-a salvat viața stăpânei care a leșinat pe stradă. Patrupedul din rasa ciobănesc de Marema s-a apropiat de femeie să vadă ce e cu ea. Apoi s-a eliberat din lesă și a început să latre în mijlocul străzii până a oprit o mașină. Șoferul intrigat a coborât, moment în care a văzut-o pe tânăra căzută pe trotuar, așa că s-a grăbit să o ajute. Între timp, Clover căuta întăriri și a reușit să-i mai atragă atenția unui tânăr. Până la urmă a ajuns și ambulanța, iar totul s-a terminat cu bine. Cățelușa este acum vedetă după ce povestea a ajuns în presă și la televiziuni, inclusiv în străinătate.